Lumea catolică este în doliu. Fostul papă Benedict al XVI-lea s-a stins din viață în această dimineață la vârsta de 95 de ani. Acesta a condus Biserica Catolică timp de 8 ani, din 2005 până în 2013. În ultimele zile, starea de sănătate a fostului suveran pontif s-a înrăutățit semnificativ și s-a aflat sub observația medicilor. Acesta s-a stins în reședința sa din Vatican. Și vorbim despre această veste tristă cu părintele Francisc Doboș. Bună ziua, vă mulțumim! Bună ziua! Ce a reprezentat Papa Emerit Benedict al XVI-lea pentru lumea catolică? Prezența lui Hristos, ce poate să însemne orice papă, legătura fiecărei comunități creștine cu Biserica Universală. Asta înseamnă prezența papei. Faptul că s-a stins este o modalitate de a vedea un om care și-a trăit bine credința, viața spirituală și cum fiecare dintre noi învățăm să murim. E important lucrul acesta. Nu facem altceva decât să ne rugăm pentru el și să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care el l-a reprezentat pentru Biserica Universală. Da. De câteva zile erau făcute mai multe date publice despre starea de sănătate precară a fostului papă. Însuși Papa Francisc a vorbit despre starea de sănătate a predecesorului său și a cerut oamenilor să se roage pentru acest fapt. Ceea ce am și făcut întreaga biserică, era clar că este un om care e pe moarte și îi mulțumim lui Dumnezeu. Ce putem să facem în momentele acestea? E un moment de doliu pentru biserică și noi ne rugăm pentru Papa Benedict și mulțumim lui Dumnezeu pentru ce a reprezentat el și pentru ce reprezintă. N-a mai existat până acum în istorie ca un papă să îngroape un predecesor al său. Ce se va întâmpla? Cum vor fi ceremoniile? Probabil, ceremoniile vor fi mai simple de data aceasta, pentru că nu este o perioadă în care trebuie ales alt papă. Deja îl avem pe Francisc. Vor fi mai simple, vor fi o mormântare, vor proceduri simplificate din acest punct de vedere, dar nu cunosc detalii în acest sens. Da, Vaticanul se pregătește pentru o situație care nu s-a mai întâlnit din anul 1417. Așa este. Dar toate la vremea lor. Nu am detalii în acest sens, altele, decât rugăciunea bisericii. Înțelegem că după moartea lui Benedict, Vaticanul va trebui să elaboreze cel puțin parțial noi ceremoniale. Spuneți că nu aveți detalii despre acest lucru. Nu am lucru. Detalii. Se vorbește despre un testament lăsat de Benedict. Ce știți? Ce ar putea să aducă acest testament dacă există? Nu aduce nimic deosebit. E un testament spiritual. Și dacă e un testament material, în forma cea mai simplă. Nu există altceva în spate. Și nu poate să hrănească nimic altceva. E de lucrurile elementare. Da. Dacă de obicei regulile prevăd ca mormântarea unui papă să aibă loc între 4 și 6 zile de la moartea sa, ca partea unei perioade de 9 zile de doliu, înțelegem că acum ar trebui să fie mult mai simplificat. Probabil vor fi mult mai totul. Simplificate, da. 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 Oficiale de la Vatican înțelegem că au vorbit sub protecția anonimatului și au declarat că scenariul pentru decesul lui Benedict va depinde de două elemente cheie, dacă Benedict însuși a lăsat vreo dispoziție, evident legată de ceea ce ar urma să se întâmple zilele acestea, și de deciziile care vor fi luate de Papa Francisc. Știm că Papa Francisc l-a lăudat adesea pe predecesorul său ca fiind un mare papă care a avut curajul de a demisiona. Ce știți despre acest lucru? Cum îl vedeți pe Papa Benedict? Nu pot să mai rămân, pentru că trebuie să intru și la alte televiziuni. Deja am apelurile. Vă cer scuze. Da, vă mulțumim. Nu știu atunci. Mai multe. Vă mulțumim multă plăcere. Pentru faptul că ați fost alături de noi și pentru analiză.